combinație bună. Ștal aici în flancul drept. Ștal trece în viteză, centrează pe jos foarte bine în fața porții și mingea este în plasă. Înscrie Rareș Pop, tânărul Rareș Pop, la o fază foarte frumoasă în care Albert Ștal a avut rolul principal. A trecut în viteză pe Radunovici, probabil. Radunovici, da? Nu a fost Radunovici. Nu, nu e Radunovici, este Nicolov. E Boban Nicolov. A fost în viteză. Centrare deviată, care ajunge foarte bine la Rareș Pop și șutul este deviat. Și Utea deschide rapid scorul. Nimic nou. Nimic nou. FCSB încasează, ia goluri, nicio problemă pentru pariori. Probabil minge de viață de Boboc. Rareș Pop deschide scorul și a avut o prezență destul de importantă și în meciul de acum 3 zile, când a ieșit de multe ori în evidență. Pentru spectacol este nemaipomenit acest gol, care deschide repede tabela. Meci în cadrul grupei B a Cupei României. Acesta este Radunovici. Buena îl evită pe Haruț. Ajunge la Boboc. Rada Slavescu